partner, no matter if you're black or white. Pepsi presents Michael Jackson live in Bucharest. The new generation don't know Pepsi is the joy that rides. Don't know Pepsi got the joy that rides. Polițiștii și-au făcut datoria, dar hoardele de fani au rupt zăgazurile și în marea de voci care îi scandau numele, Michael Jackson a coborât din avionul personal, luminând cu zâmbetul său acest norocos înserat de septembrie. Blițurile pâlpâie, camerele de luat vederi nu iartă nicio secvență, sute de polițiști se luptă cu dorința privitorilor de a reduce la minimum distanța dintre ei și oaspete. Cum se va simți vedeta printre noi? Care îi va fi programul de ședere? Ce va mânca? Unde va merge? Cu cine se va întâlni? În această mare de întrebări, o singură certitudine. Michael Jackson a venit în România. Iar din acest moment, fiecare din noi devine un potențial spectator la show-ul de joi seara. Coloana de mașini spintecă mulțimea de fani, ziariști, oficiali și starul american se pierde în zare către o destinație necunoscută. Mare bucurie pentru mine de a participa la această deschidere. Am lângă mine pe domnul Avram, care trebuie să-i mulțumim. Dar să începem cu începutul. Deci, domnule Michael... Michael Jackson a participat la o conferință de presă și spre surpriza ziariștilor, care fuseseră informați că totul va dura un minut, Michael Jackson a vorbit mult mai mult. Sunt foarte fericit să fiu aici la București, în România, pentru a ține concertul meu live prin HBO și pentru a-i ajuta pe copii. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, domnule prim-ministru, acești copii îmi sunt dragi ca toți copiii lumii. Astăzi am avut ocazia să văd fața transformării și a civilizației. Un moment ca acesta reprezintă vindecarea lumii. Trebuie să vindecăm planeta și pe noi înșine. Trebuie să ne țesem viața ca pe o pânză de păianjen, căci noi suntem o parte a acestei pânze. Din neglijență noi am contaminat și am poluat planeta. Tot din aceeași pornire primară ne-am rănit pe noi înșine. Necazul vieții noastre a fost an de-a rândul legat de dansul sângelui și e la fel și în acest moment. Mediul înconjurător este o prelungire a corpului nostru și el dă pulsul dragostei, este orchestra Sinfoniei Universului. El este teritoriul muzicii și ne dă posibilitatea redescoperirii sufletelor noastre. Să ne bucurăm astăzi împreună în dragoste, unitate și conciliere. Să vindecăm pe oricine și astfel să ne vindecăm pe noi. Să facem o convenție cu viața, să sărbătorim în bucurie o nouă lume vindecată. Mulțumesc lui Enlin Sinclair, domnului și doamnei Murjani, lui Burkenfields,
lui Alice Walton, lui Deep Hack, lui Sandy Gallen și Jim Ory și în mod special copiilor lumii. Vă iubesc pe toți, mulțumesc foarte mult! Inutil să vă mai povestim ce a fost pe calea victoriei la ieșirea starului din teatru. În speranța că ați fost mulțumiți de prestația echipelor noastre, care au avut ocazia pentru prima dată să lupte pe față cu concurența, HBO, BBC, MTV și alții, dăm legătura la Stadionul Național. A vizitat mănăstirea, al cărei ctitor e Vlad Țepeș. A dorit să fie singur, dar a fost imposibil. Echipa noastră de filmare, Cătălin și Nadia și Marta, l-au așteptat 6 ore într-o barcă pe jumătate spartă și au reușit să-l filmeze, deși au trăit cu spaima că vor deranja. Finalul acestei aventuri a fost incredibil. Marta și Nadia au primit autografe. Oferindu-i un trandafir, Marta Țărnea a primit și o sărutare. Amintiri care rămân. Atât știm despre ziua de marți. Check the pictures.
foarte, foarte. Very nice. Now I'm gonna stay like this, okay? Yep. For the rest of this. Thank you very much. Vineri la prânz privim la Cotroceni, un președinte al României, Ion Iliescu, fericit odată, știți dumneavoastră pentru ce, și a doua oară pentru că îl primește pe Marele Cântăreț. Iată-l făcând oficiile de gazdă. Totul se derulează în viteză. Nu e timp, nu e timp. La stadionul Tineretului ajungem sfidând toate regulile de circulație. Filmarea la clipul Police Walk e un vis. Partea de
vedem un Michael Jackson relaxat, plin de haz, priceput și neconvențional, care discută cu operatorul nostru Cătălin Cățoiu dacă un cadru e bun sau nu. Polițiștii români sunt în extaz, Michael Jackson urmează să îmbrace uniforma de capitan al poliției române. Domnul Dabu, să avem un rând complet pe spate aici, vă rog un rând complet pe spate. Iată-l și cu noile grade. Se trag cadre în care cei care filmează sunt uși de emoții, iar cei de pe margine, recunoaștem, se amuză copios. Baniat, sectorul 1, și înainte, marș. E minunat însă să fie aproape de Michael Jackson. Domnul general Nițu ordonă nu-l depășiți. Dar cine îl poate depăși, de fapt, pe Michael Jackson? Acum suntem în goană spre aeroport. Michael Jackson, iată, a fost în România și acum pleacă. Timpul înseamnă bani. Învățăm și noi din proverbele altora. Being with them connects us to the deep wisdom of life. The simple goodness shines straight from their hearts. Pepsi presents Michael Jackson live in Bucharest. New generation, don't know Pepsi is the joy that rides. Don't know Pepsi got the joy that.